Să mănânci sănătos a ajuns să fie mai scump decât era în urmă cu 5 ani, înainte de pandemie. Prețurile la alimente au crescut enorm în ultimii ani, în top fiind peștele, uleiul de măsline și fructele. Să mănânci sănătos a ajuns să fie mai scump decât era în urmă cu 5 ani, înainte de pandemie. Să mănânci sănătos a ajuns o provocare în zilele noastre și din pricina posibilității de a ne putea comanda mâncarea și a numărului mare de fast food-uri din jur. Disponibilitatea mâncării de proastă calitate a crescut, iar mâncarea sănătoasă este mai greu de găsit. Nu este neapărat mai scump să alegem ceva mai nutritiv, însă este cu siguranță mai ușor. Avem un fast food sau o covrigărie la fiecare colț de stradă. Nu putem spune același lucru despre mâncarea nutritivă, asta a declarat un doctor nutriționist. În fața prețurilor ridicate există mai multe mijloace de a economisi și de a ne lua alimente la un preț mai bun. Trebuie constant comparate prețurile la diferite magazine pentru a găsi cele mai bune oferte, a folosi mărcile proprii magazinelor, a cumpăra produse în cantități mari atunci când sunt reduceri, dar și produse de sezon și locale. Iar la final, a planifica mesele în avans pentru a reduce risipa alimentară. Specialistul a precizat faptul că pe parcursul ultimului an, prețurile alimentelor din România au crescut cu aproximativ 10%. Cele mai ridicate prețuri se regăsesc la pește, care a crescut cu peste 20%, uleiul de măsline cu peste 40% și fructele cu aproape 20-30%. Tot în categoria alimentelor scumpe se mai găsesc și diverse tipuri de carne, dar și alcoolul. De asemenea, și coșul cu alimente a crescut, 200 de lei per săptămână fiind prea puțin pentru două persoane. Pentru noi, coșul săptămânal se ridică la 1500 de lei la o familie de 5. Sincer, nu-mi imaginez ce poți face cu un buget de 200 de lei pe săptămână. Poate că pâine, cartofi, fasole, zarzava, ceva lactate. Contrar așteptărilor noastre, nu înseamnă că dacă alegem să mâncăm sănătos, asta va face ca noi să plătim mai mult pentru alimente, ci din contră, plătim mai mult dacă nu alegem cantitatea potrivită, conform nevoilor pe care le avem, relatează monitorul de Cluj.ro.